Lângă monumentul eroilor din al doilea război mondial a fost dezvelită astăzi o placă ce îi comemorează pe veteranii de război. Aceasta a fost sfințită de un sobor de preoți. Sufletelor adormiților, robilor lui Dumnezeu, veteranii români celui de-al doilea război mondial ai municipiului Alexandria, pentru ca să diserte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor unde drepții se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerului și iertarea păcatelor lor, de la Hristos împăratul cel fără de moarte, și Dumnezeul nostru să cerem, Domnului să ne rugăm. Dă, Doamne, Doamne, miluiește! La acțiune a participat și viceprimarul municipiului Alexandria, Anghel Gică. Recunoașterea meritelor și a calităților tuturor celor care s-au pus în slujba țării reprezintă o datorie de onoare a noastră a tuturor. Fiecare dintre cei ale căror nume sunt gravate pe aceste plăci comemorative reprezintă o lecție de viață, de iubire de țară, de patriotism, de curaj, de dăruire și sacrificiu, de decență și bun simț. Celor mai mulți dintre noi ne este foarte greu, dacă nu chiar imposibil, să ne imaginăm astăzi cum au putut acești veterani de război, bunicii noștri, să lupte zilnic cu arma în mână, în tranșee, prin ape înghețate, pe câmpuri și prin păduri, prin ploi și prin cer, fără mâncare și apă, fără să știe ce va fi mâine și mai ales dacă vor mai fi mâine. Suntem datori față de veteranii supraviețuitori ai cel de-al doilea război mondial, născuți în Alexandria și nu numai, cei care au purtat în cadrul armatei române lupte grele și trebuie să-i cinstim așa cum le cinstim drapelul, imnul, țara și armata. Alături de eroi căzuți la datorie, și ei sunt cei care au răspuns prezent atunci când țara a chemat, care au dat sens și au încărcat de valoare cuvinte ca libertate, suveranitate, integritate, patriotism și sacrificiu. La fel ca cei căzuți în luptă, și veteranii noștri dragi sunt eroi și vor fi purtați în inimile noastre. Să mulțumim Bunului Dumnezeu că le-a îngăduit să supraviețuiască războiului și tuturor greutăților vieții de după. Dumnezeu să le ajute și să ne ajute! Această placă a fost realizată de autoritățile locale alexandrene.